Petru Movile a ajuns mitropolit al Chievului, a plecat de pe acest pământ, a păstrat o legătură strânsă cu locurile natale și a făcut mult pentru locuitorii lor, jucând un rol însemnat și în istoria Bisericii Ortodoxe. S-a născut la Suceava în 21 decembrie 1596 în Marea Familie a Movileștilor. Tatăl, Simion Movilă, era hatman, comandant al oastei și avea să domnească în țara românească și în Moldova. Petru Movilă a ajuns mitropolit al Ucrainei într-un moment de mare tensiune religioasă pentru această parte a Europei. Un sinod ținut la Kiev în septembrie 1627 împuternicise pe Meletie Smotrițchi să pregătească pe ortodoxi pentru a discuta împăcarea între aceștia și uniți, adică ortodoxii care trecuseră la catolicism. Mitropolitul Ioval Chievului și arhimandritul la vremea aceea, Petru Movilă, erau de părere că trebuia găsit un modus vivendi. Smotrițchi, însă, nu respectă cererea de a lucra cu precauție și alcătuiește un catehism plin de învățături catolice. A trimis lucrarea respectivă lui Iov și Petru ca să o tipărească. Neprimind răspuns, el a tipărit-o la Lvov. La sinod s-a decis ca Smotrițchi să fie deferit. Judecății canonice. Problema poziției și a averilor bisericilor ortodoxe din Ucraina și Polonia, disputate cu uniții, s-a reglementat după ce Petru a devenit mitropolit în 1633. Petru Movilă a alcătuit și mărturisirea de credință a Bisericii Răsăritului, socotită o capodoperă de claritate și temeinicie a credinței. Petru Movila înființase ca executor testamentar al Metropolitului Iov, colegiul devenit academie, care i-a purtat numele. A devenit astfel întemeitorul unei instituții de învățământ superior, predecesoarea Universității din Kiev. Programul de studii era întocmit după modela apusean și cuprindea 5 ani de studiu a trimis la cererea domnului Moldovei Vasile Lupu profesori la instituția de învățământ creată de acesta pe lângă Mănăstirea Treier din Iași. Lumina cărții a venit și în Moldova și în țara românească cu ajutorul mitropolitului Petru Movilă pe lângă faptul că a tipărit la Kiev cărți în limba română, în 1633 sosea la curtea lui Matei Basarab, domnul țării românești, ieromonahul Meletie Macedoneanul, care îl înștiința că mitropolitul Kievului îi poate da tipografie și meșteri tipografi. Au fost instalați la Câmpul Lung, unde au tipărit cărți destinate și ortodoxiei din peninsula balcanică. Sub influența colegiului de la Kiev, Matei Basaraba a întemeiat lângă Mitropolia Târgoviștei o scola greca et latina. În testamentul din 1646, Petru Movilă scria Eu tot ce am avut, și chiar pe mine, m-am sacrificat pentru lauda lui Dumnezeu și slujirea lui. Mare păcat că faptele acestui învățat român sunt astăzi atât de puțin cunoscute de urmașii săi despre cazania lui Varlam, considerată de Nicolae Iorga opera cea mai populară a epocii noastre vechi, aflați mâine la Eu aleg România, ediția aniversară la 100 de ani de la înfăptuirea României mari.